Eu am avut o obidă. Da. Ai avut o obidă. Așa și este. Parcă un, știi, o piatră atât de mare. Din cauza că v-a părăsit, da? Și, știi, eu am avut așa plăcere să am grijă de el. Apropo, el și-a refăcut viața sau nu? Cred că da. A, nu știi, s-a recăsătorit, nu, are familie? Nu știu dacă s-a recăsătorit, dar eu știu că el este într-o relație, este și eu mă bucur pentru dânsul. А надо посмотреть в кадре. Платок мне нравится. Мне нравится платок. Ну, как-то элегантно. Оля Тира este invitata mea de astăzi a emisiunii Uși Deschise. Probabil este una din cele mai discrete interprete de la noi. Nu și-a afișat viața personală, a ținut-o mai departe de ochii curioșilor. Eu mă bucur foarte mult că a acceptat invitația noastră de a fi invitată a emisiunii de astăzi. Haideți să o vedem! У людей, у которых нет рамок, абсолютно. Știi ce înseamnă formatul ăsta online? El nu-ți spune niște rame. Niște limite rame. Și niște limite rame nu există, adică poți să faci orice. Și pentru mine multe lucruri sunt o surpriză în această emisiune. Eu le văd așa, apoi post factum. Eu deja am înțeles lucrurile astea, deja. Dar de ce nu? De ce nu? Lumea trebuie să vadă și altfel oamenii, în primul rând, în al doilea rând, chiar semnificația emisiunii, da, denumirea Uși Deschise, ar însemna că oamenii mai deschid ușile, știi, și mai văd oamenii altfel. Trecem la ale noastre. Hai! De obicei, prima provocare, nu știu de ce au numit-o provocare, pe mine nu este provocare, așa, o primă rubrică, da, a noastră, este rubrica Prezintă-te pe tine. Deci, cum te-ai prezentat tu pe tine? Da. Am limită în cuvinte sau ce? Ai limită în timp, exact un minut. Exact? De tu ai spus că nu sunt limitele în această emisiune, că e că vezi, te-am prins. Auzi, cunoscându-te pe tine deja de mulți ani, nu cred că tu o să depășești limita de un minut. Da, bine. Sunt artist, creitoare, sperii momentelor frumoase, compun muzică și text, îmi place foarte mult lucrul ăsta. Am început să predau lecțiile de canto, am terminat Universitatea Ericsson International de coaching, care îți ajută oamenilor să se transformă și se caute. Răspunsurile în interiorul tău. Deci este ceva mai profund. Bineînțeles, sunt femeie fericită și eu încerc să fiu fericită nevzirea nina șto. Хорошо. Я тебя поняла. Да. То есть это было твое представление, да? Да. Себя. Да. Да. Eu aș mai adăuga, dar urmează totuși să te descoperi, fiindcă recunosc că în această emisiune mi-am pus în gând și să te descoperi. Chiar de când ne cunoaștem de mulți ani și mi-amintesc, apropo, când pentru prima dată te-am cunoscut, au fost acum vreo 16 ani în urmă, când te-am văzut pentru prima dată la concursul Eurovision. Atunci eu când, cred că noi împreună eu tot am participat atunci la preselecția națională, de aia și zic că acolo te-am cunoscut, da. O fetiță tânără, mi-au spus că e o fetiță de la Sud, de la Cahul, da? Da, da, corect. Ai apărut așa ca un vânt, ca un, nu știu, un vânt proaspăt, da, fresh de tot. Deci, tare diferită de toți. Și cum arătai, și cum cântai, și cum te simțeai tu în scenă. Zic, uai, fetița asta atât e de tânără, de atât e de dezvoltată, atât e de necomplexată și atât e de, nu știu, aveai o manieră specifică. Tu câți ani aveai atunci, apropo?
15-16. 15-16. Da, de-aia ziceam că tinerică, foarte tinerică. Eu eram deja mămică, deci fetițele mele aveau 9 luni, eram în concursul acela foarte și foarte stresată. Mi-am amintesc de acel concurs, nici nu vreau să mi-l amintesc. Ce stres am avut eu luna februarie, dacă ți amintești. Dar mi se pare că pentru toți artiștii, nu știu, pentru mine tot, orice concurs, asta e stres. Dar mie mi s-a părut că tu atunci deloc n-ai fost stresat. Uite, asta m-a cucerit. Păi, pentru prima dată, un copil care nimeni nu-l cunoaște, iese în scenă, de parcă toată viața ei a stat în scenă și nu are deloc, deloc emoții. Iată, cel puțin așa da? E impresia am avut eu de tine atunci. E că vezi tu ce... Tu l-ai avut, apropo? Sigur că și da! Nu s-a văzut deloc. Asta eu cred că toți din noi, noi avem emoții, suntem oameni, stresuri, frici și așa mai departe. Și eu, bineînțeles, am avut, dar cred că eu pot foarte bine să... Camuflez. Da. Și apropo, încă un moment care pe mine atunci foarte mult m-a impresionat și m-a mirat, că tu aveai producători. Deci noi încă nu prea auzeam aici de așa ceva, producători. Mai ales generația noastră nici n-am mai știut de așa ceva. Și când colo vine o fetiță care are producător, da? Care are grijă de repertoriu, de concerte, de unde va apărea, deci de tot, de tot. Nu știu, cum da, te-a găsit? Orlov era, da? Asta a fost o experiență foarte frumoasă și sunt foarte recunoscătoare pentru că domnul Sergiu Orlov a fost alături de mine 9 ani. Aproape 10 ani, da. Deci, evoluția mea s-a început atunci când aveam 13 ani. Noi încă acolo am avut acest festival, Faces of Friends, chipuri de prieteni. Da, la Cahul, deci, da, și era o tradiție. Care, da, a organizat domnul Sergiu Orlov cu Cornel Durnescu, cu Valerie Pastică. Și, deci, a fost ceva super fain pentru că la acest... festival, de la început venea lumea, muzicanții din diferite locații, cei care au cântat cândva împreună și ca să dea o nouă viață, deci memorii și să nu uite acest sentiment să fiu împreună și să facă ceva prin muzică. Un fel de session, așa? Da, exact. Și acolo te-a găsit? Da. Dar ce făceai? Deci, tu la 13 ani deja cântai la Cahul, da? Eu am început să cânt undeva la 13 ani, așa. Primul meu concurs a avut loc în Ialta la 13, atunci aveam 13 ani, da. Deci primele lecții de canto a fost tot pe vremurile acelea și totuși mama... Făceai lecții de canto? Era? Da? Era eu canto? Veneam la Chișinău, deci a fost tare greu. Deci eu țin minte momentele astea pentru că pentru mama mea a fost într-adevăr foarte greu să crească două fete. Părinții au fost divorțați pe atunci și cam greu ai fost. Tu ții minte, deci vremurile, timpurile cele când, apropo, părinții mereu plecau peste hotare ca să facă ceva bani și să susține pe familia. Nu știu cum mămica mea deci, a reușit, dar ea a găsit acești bani. Eu doream să fiu călător prin lume, dar... Da? Dar mie mi se pare că tu întotdeauna ți-ai dorit să ai de-a face cu industria modei. Da? Mie mi se pare așa, tu ești așa o fashionistă. E văpși estet. Da. Estet. Mie îmi răiți crăsăta va всем. Da. Da, nu știu, eu simt lucrul ăsta. Câteodată fac și eu greșeli și câteodată când mă uit la pozele mele, Doamne ferește, cum eu aș putea să îmbrac așa ceva, dar... Bine, pe timpuri era ok, deci da? Noi toți când ne uităm în spate, ne punem mâinile în cap, dar atunci era... Dar într-adevăr, când acum privesc ceva poze de staruri internaționale și... Deci, și tot e amuzant, așa? Tot e amuzant, da. La ce ești Madonna, te uiți înapoi vreo 30 de ani sau chiar 20 și te umflă râsul, nu? Da. Dar asta, prin asta noi ne-am... exprimat, nu știu, emoții, starea din interior și așa mai departe. Și erau alte tipuri și alte tendințe. Mie mi se pare absolut Ce se întâmplă în jurul nostru, absolut totul. Noi avem nevoie de asta. De ce? Pentru a dezvolta duhul, interiorul nostru, să creștem. Și toate situațiile care se ne dă,
ne le dă universul pentru a vedea oare cum o să reacționăm noi la această situație, cum să protejăm, da? Nu protejăm, dar da, protejăm, protejăm. Da? Da. Cum să ne protejăm, ce o să facem, ce emoții o să ai, ce o să vrei să faci mai departe. Și cum tu ai spus, deci majoritatea oamenilor care, deci bârfesc, care spun lucruri urâte, nu frumoase, procedează urât sau ceva, ei nu fac chestia asta pentru că sunt fericiți, ei fac din nefericirea lor, din propria experiență, pentru că nu știu cum e altfel, pentru că majoritatea din noi, să zicem așa, nu știe ce înseamnă sentimentul dragostei într-adevăr. Pentru că, nu, ce fel de dragoste noi am primit de la părinții noștri atunci când ei au fost nevoiți să pleacă de peste hotare? Peste hotare, au fost timpuri diferite, da? Am înțeles. Da, eu am înțeles poziția mai departe. Ta, măcar că eu aici mult aș discuta și la capitolul ăsta. Mie uneori mi se pare că, dacă vrei să știi poziția mea, mie uneori mi se pare că iată chestiile astea s-au inventat cumva ca să scoată din presiune și din durerea și din obida pe care o trăiește omul. Ca el să nu se macine și într-un fel tu îi spui, asta totul a fost pentru o experiență. De fapt, asta așa și trebuia să se întâmple. Și tu, într-un fel, pe om îl liniștești. Într-un fel că, oricum, asta avea să se întâmple. Tot ce se întâmplă, adică e undeva programat. Și mie mi se pare că asta e, așa e o chestie, o șmecherie de asta psihologică, știi? Care, într-un fel, liniștește omul. Că altfel, el nu poate să înțeleagă și nu poate să-și dea explicații de ce lui se întâmplă asta și ca să nu se sufoce și ca să nu se sufere. Atâta, da? Iată, el undeva este împăcat cu gândul ăsta. Dar asta bine. Eu întotdeauna pun sub semnul întrebării foarte mult. Asta e, fiecare trebuie să aibă opinia lui. Da. Eu știi ce am făcut în viața mea? Nu, vreo 3 ani deja. Eu am schimbat cuvântul de ce la întrebare. Da. De ce? La o întrebare pentru ce? Pentru ce se întâmplă lucrul ăsta în viața mea? Uite, hai, cred că eu îmi cer scuze că cam să trec și la astfel de teme, dar hai. Eu știu că de curând ai trecut prin niște momente dificile, da, în viața ta, deci l-ai pierdut pe tata, chiar da. Recent, da? Cum ai depășit și, de fapt, ce s-a întâmplat? Cum așa? Că am văzut niște poze, așa, recente, nu de mult, ai mers cu el în diferite excursii, călătorii da. Și când colo, hap, și tata moare. De ce? Ce a fost? Dacă poți să vorbești. Eu pot să vorbesc și eu tare sper că această istorie o să fie o istorie care aș putea să ajute pe alți oameni care sunt într-o relație nu prea bună cu părinții. Deci, eu pot să vă spun sincer că relațiile mele cu părinții nu au fost cele mai dulci și... Nici cu mama, nici cu tata? Nici cu mama, nici cu tata. Deci părinții mei au divorțat atunci când aveam 7 ani. Noi cu tata nu comunicam foarte mult timp și eu am avut o obidă. O obidă? Da. Ai avut o obidă, așa și deci, este. Parcă un, știi, o piatră atât de mare. Din cauza că v-a părăsit, da? Da, și multe, multe chestii. Deci eu nu le primeau, eu nu puteam să înțeleg de ce, pentru ce și așa mai departe. Nu mi-a fost такое неприятие, отторжение полное, вообще просто. Это тебе был как чужой. Просто вот это, это невероятно, вот это эти эмоции переживать. Я думаю, у многих такое в жизни бывает, когда ты просто, не принимаешь всё, у тебя такая обида. На человека, который родной, и ты просто вот, не хочешь, вот настолько он тебя сильно обидел, что ты не хочешь даже слышать. Касинцелеча, чест имп, деч, в реоптане нормы ела вот инкооперация,
și abia pe atunci eu am помогла в мы собирали кровь в Кишиневе, ему нужно было переливание. Deci eu m-am implicat și i-am ajutat și de atunci am spus că oare ce n-aș fi, ce relații noi n-aș avea, totuși este tatăl meu. Deci a fost un pas, primul pas. După aia, peste 2 ani, el a început așa un pic să ne sune, la ziua de naștere deja, la mulți ani și așa mai departe. Și noi, ultimii 4 ani, deci el mi-a sunat în fiecare dimineață, totul e ok, ok. Primele 2 ani, deci eu totuși am avut această, știi, de ce mă suni, știi, o să ridic receptorul și așa mai departe. Dar pe urmă, ia că ultimii 2 ani, atât de tare am început să apreciez că și el, nu numai eu am vrut să fac acest pas în... Da. Întâmpinare, dar și el face. Noi am avut multe discuții. Avea păreri de rău? Avea păreri de rău? Da, da, sigur. Sigur că... Dar îi părea rău de ce? Că v-a părăsit, că a plecat de la mama ta? Sau că... Că așa s-a întâmplat totuși. Că s-a întâmplat totuși. Că așa că s-a întâmplat, dar... Sau că nu a fost alături de voi, chiar și după aia. De ce nu s-a implicat în viața voastră? Eu nu pot să răspund la această întrebare. A fost în relație cu o femeie care nu a avut grijă de el deloc. Și tu știi, deci aceste ultimii 2 ani, apropo și concertul meu, Cine sunt eu? Da. Eu am făcut pentru această reunire a familiei. Deci și mama mea are supărări pe tată și tatăl meu, de tatăl meu, știi, niciodată nu a vorbit despre mama rău, urât sau ceva. Păi, dar cum să vorbească de rău dacă el a fost cel care a părăsit-o? Mi se pare că... Da, nu, așa s-a întâmplat. Eu acum nu o să încerc să scot tot la evideală, dar oricum, atunci când este un divorț, amândoi sunt vinovați. Așa crezi tu? Eu aici nu sunt de acord cu tine, măcar că și tu ai trecut pentru divorț, da? Dar totuși... și eu am trecut pentru divorț, eu nu prea sunt de acord cu această sintagmă că doi sunt de vină. E de vină cel care e de vină. Cel e care de vină ploaia. E ploaia, aș spune eu, nu. Deci, ultima lună, noi am fost împreună și... Noi am avut atâtea momente frumoase. Voi deja știați că el are boala asta, da? E o boală incurabilă, da, era? Da. Și voi așteptați, voi știați că asta poate să întâmple în orice moment, clar. Da. Și, apropo, eu trebuia să plec peste hotare și 2 zile înainte eu sun pe tata și spun, tata, hai, vin în Chișinău, pentru că tu îmi spui că tu ai fost, ai dat analizele, ceva ai făcut, dar eu totuși, eu văd că tu te slăbești atât de repede și vină, te rog, și noi am făcut toate analizele și am înțeles că, deci, situația este gravă. Și nu a fost deja momentul să facem operație, că să pleacă din această lume cu boli și mai mari. Și noi am decis să le dăruim aceste momente frumoase alături de familie. Deci a venit și sora mea din Cipru cu nipoțica lui. Deci ultimele zile a lui au fost fericite. Da. Și noi ne-am dus în Florești, unde el a stat, la familie, deci la toate locurile care el iubește. Deci noi am fost cu o trupă cu care noi practicăm tot în Orhelbeck. Deci noi am fost peste tot, deci am făcut multe practici, noi am privit filmuri împreună, eu am avut grijă de el, noi am dansat, noi ne trezeam de dimineață și, știi, eu am avut așa plăcere să am grijă de el. Te cred. Tu ești împăcată că ai făcut totul. Da? Eu am reușit. Ai reușit. Eu am reușit. Atunci când el era încă în viață.
Da. Și uite, asta, cred că asta e important. El îți va rămâne în memorie este foarte important. Cu amintiri frumoase, nu cu acele amintiri urâte și dureroase. Da, și eu sper că această lună pentru dânsul a fost una dintre cele mai fericite în viața lui. Și noi totuși am făcut, nu pot să spun că am făcut tot efortul, totul mergea din suflet, știi? Da, și de la sine. Și de la sine, da. Și el câteodată îmi spunea că, ia că eu mă simt că eu sunt ca o, tebe v tiagăst. Eu zic că tată, nu spune așa ceva pentru că eu într-adevăr mă bucur să am grijă de tine, că și tu să înțelegi ce înseamnă oare dragoste și când cineva are grijă de tine, așa, necondiționat, exact. Pur și simplu. Da. Da. Important, l-a iertat și până la urmă, deci el s-a deschis spre voi. Și eu mă simt atât de bine. Asta este foarte important, să împaci cu părinții, să le primești așa cum sunt ei, pentru că cel mai important lucru care ei mi-au dat, asta e viața. Exact. Mai departe, deci și părinții noștri ne-au fost dați pentru a trece prin momentele de care trebuie să trecem, deci să învățăm ceva, să cedem, să fim mai generoși, să iubim așa cum sunt ei, să acceptăm așa cum sunt ei, chiar dacă sunt niște istorie. Părinții nu-ți alegi și copiii la fel. Alegi. Alegi? Da. Și părinții alegi. Și părinții alegi. Na, vezi, da. E o filozofie întreagă. Cu asta, despre asta vorbim noi altă dată. Cred că aici avem mult timp la tema asta să vorbim. Da. Bine, hai să trecem atunci despre ce vorbeam, despre ce am inițiat eu vorba. Uh-huh. Deci, chiar în intro emisiune, nu știu dacă l-ai auzit, eu am zis că ești una din puținele interprete de la noi, foarte discretă. Deci, tu... Nu te-am auzit să vorbești despre viața ta personală nicăieri. Nu-ți place sau tu pui categoric condiția că nu știu, dar nu lași pe nimeni așa să intre în sufletul tău. Și, apropo, iată, mi-amintesc că atunci când tu ai dat un interviu, mai mulți ani urmă, pentru Unica.media, tu spuneai așa ceva. La începutul carierei eram foarte deschisă cu preza. Dar sinceritatea și emoțiile mele pozitive nu întotdeauna erau percepute corect. Bunăvoința mea era interpretată diferit de jurnaliști. Atunci am înțeles că în profesia noastră trebuie să fii mai rezervată. Este valabilă fraza asta și acum? Sigur tot că așa da. Crezi, așa? Nu s-a schimbat nimic. Nu. Așa e? Da, eu cred că viața personală este viața personală. Dar deci... cine te-a supărat pe tine? Cine? De ce ai făcut așa concluzii? Eu nu pot să zic că mi-a supărat. Posibil pe vremurile de atunci, eu am fost supracioasă. Acum nu sunt. Nu, dar știi care e faza? Că chiar nu am văzut. Da, eu știu despre ce este vorba, fiindcă sunt și eu într-un fel în pielea ta, da? Eu știu ce înseamnă când se scriu tot felul de lucruri incorrecte sau invers, să se atenționează pe niște lucruri care nu ai fi vrut să se știe, dar ei o scot numai pentru știre, fiindcă oricum există interpretarea, știi? Exact. Eu înțeleg despre ce vorbești tu, dar de ce te întreb? Fiindcă eu chiar nu am văzut ca tu să fii tratat astfel de jurnaliști. Mie mi s-a părut că tu nu știu cum ai fost destul de iubită de jurnaliști și ești în continuare, deci n-am văzut eu ca ei să te agațe cumva pe tine și chiar acest eveniment din viața ta, divorțul, el a trecut atât de neobservat, atât de, nu știu, peste o perioadă și-au dat seama tot, stai, pare mi se Olea deja e singură, parcă era, dar parcă nu, deci mult timp nici nu înțelegea nimeni, ești căsătorită sau ești divorțată. Apoi așa s-a auzit în târg, dar uite că n-au făcut din asta tam-tam, nici jurnaliștii, nici tu n-ai fost cea care să, cumva, să afișezi treaba asta. De ce? Cum? Asta e vorba de valori. Da. Mi se pare că... Nu, după mine asta e o valoare. O familie este o valoare. Și eu din valori nu vreau să fac
шумиха и галаджи, вот этот, да? Вот галаджи, угу. И вот этот пиар. Вот пиар. Угу. А, ну что, не чудати, ну не плакут, а тончки двамень, скот, toate murdărie, oare, din casă, știi? Păi uite, murdărie, asta am vrut să zic, la tine până la urmă... Nu, la mine a fost o relație, iată, okay, asta am vrut să zic, relația era bună și probabil și divorțul a trecut destul de, hai să zicem așa, cum cuvântul ăsta să-l găsesc, pașnic și civilizat, da? Da, bineînțeles, că noi suntem oameni civilizați. Și maturi, da? Și maturi. Deci la tine a fost frumos, la tine n-a fost moldovinește. A fost frumos, ca să nu zic altfel. Eu și până ziua de azi, deci au fost momente diferite, ca și în orice familie și în orice relație, în orice cuplu, deci... a fost experiența noastră prin care noi am trecut, dar totuși au fost și multe lucruri frumoase, pentru care eu sunt mulțumită și apreciez pe Roman, care a fost alături de mine tot și mi-a susținut, a fost mereu alături de mine, deci eu am fost destul de liberă în ceea ce fac. Da, și asta se vedea, da. Și, da, eu, deci, asta este foarte valoros. Dar ce n-a mers atunci, dacă... Așa se întâmplă. Deci, câteodată așa se întâmplă în deci viață. Deci cum este, știi, vorbim, ni să șliți caracterul. Da, ca cu zac, se vede, da, ești 99%. Păi, să șliți caracterul. Știi de ce te întreb? Că dacă tu zici că a fost civilizată și despățirea și tot, atunci probabil a fost o... Pur și simplu, știi, eu cred... Oamenii probabil într-un timp, gata, nu mai... Nu mai au sentimentele pe care le aveau, da? Что-то происходит, да. Я считаю это нечестным по отношению к другому человеку, просто, не знаю, быть в отношениях, потому что тебе так удобно, да, и когда человек там делает для тебя все, и не давать шанса друг другу начать новую жизнь и там снова быть любимым и любить и так далее. Так все-таки проблема была в этом, да, то есть прошла любовь, да? Так получается. Не, ну почему? А что, это ненормально? Ну вот человек любит, а да, вот я до сих пор люблю своего мужа, но как-то другой любовью. Да, другой. Я его уважаю, я его ценю. Там, знаешь, что мне напоминает? Был... У меня был знакомый музыкант, клавишник, с которым мы часто спорили. Он мне всегда говорил: Урика, я тебя люблю, но странной любовью. Вот, наверное, да. Ну, любовь бывает разная, понимаешь? Вот абсолютно разная бывает. Вот я его люблю, я к нему отношусь как к родному человеку. Он для тебя уже родной. Он родной человек, а иначе быть не может. Ну как может быть человек, с которым ты прожил 6 лет, быть тебе чужим? Да. Нет, этот период времени был вам нужен для того, чтобы ты прошла свои уроки, он прошел свои уроки, вместе вы создали что-то и прошли через что-то вместе. Значит, он твой кармический партнер, так получается? И я его кармический партнер, да. А про поел шарифы кутвятся со мной? Cred că da. A, nu știi, sare căsătorii, nu știu dacă sare căsătorii, dar eu știu că el este într-o relație și eu mă bucur pentru dânsul. Și eu mă bucur pentru el, dar m-aș fi bucurat dacă... Ei sunt fericiți, sper că voi sunteți fericiți. Mă bucur și eu pentru el, dar mai tare m-aș fi bucurat pentru tine că să aud că și tu ți-a refăcut viața și ești într-o nouă relație. Adică, iarăși, la capitolul ăsta ești foarte discretă, eu așa și nu știu, n-am văzut, nu văd, nu aud, chiar dacă suntem prieteni pe Facebook. Ce se aude? Ulea, paradu-ne-as! Apropo, despre plecările tale, știi cum, mă enervează. Da, știi și când te uiți, Olea e în Cipru, e la mare, dar nu se poate, și iarnă, toamnă, ce timp e afară, da, tu ești la mare. Da, mai des ca în Odessa. Da, păi spune la lume de ce tu așa des, că lumea o să creadă că tu ești plină de bani. Tu poate ești plin de bani, nu știu, da? Ah, dar tu eu sunt plină de fericire. Exact, dar spune care e motivul, de ce tu atât de des pleci la mare și la anume unde? Anume în Cipru, anume în Limassol, acolo trăiește sora mea cu nipoțica mea și mi-e tare dor de ei. Și atunci când eu am ceva timp liber și chiar posibilitatea este atât de strânsă, eu totuși prefer să merg acolo, pentru că acolo eu tot sunt ca acasă.
Apropo, acolo eu am petrecut acest momentul de reîncărcare, не знаю, вот такой момент, знаешь, когда ты в полном эмоциональном выгорании. Угу. Вот у меня после развода такое было. Такое было. Да. Полное эмоциональное выгорание, и когда тебе необходимо просто молчание, быть в себе, на природе. Вот я ходила на море. Ну, ты знаешь, это большое счастье, вот иметь такую возможность, вот такой период, быть долгое время на море, да? Да. На солнце. Аура, дорогая моя, дарьев, амфакут. Această, выбор, как alegere. Eu am făcut această alegere. Eu am avut multe propuneri de lucru. Eu am avut multe evenimente și așa mai departe. Și eu am refuzat totul. De știi că, de ce te mai întreb? Eu te văd foarte deseori punând story că ești acolo, da? În Cipru. Și mi se face impresia că tu așa, încetul cu încetul, o să-ți schimbi locul de trai acolo, nu? Așa-i? O să vedem. Deci eu... Deci înseamnă că totuși este undeva așa un gând. Dar poate acolo este și cineva. Cine? Eu cred că asta este una dintre cele mai frumoase proiecte, unul dintre cele mai frumoase proiecte, să zicem așa, dar cum? Nici nu proiect, dar misiunea unei femei. Unei femei. Da, să devină mamă. Știi? Noi tare de spunem, e că eu vreau copil, e că eu vreau una, alta, da, e că eu vreau soț sau ceva, bărbat, dar este o altă energie atunci când tu spui că e că eu vreau să fiu o mamă, să devin o mamă. Dar tu deja te-ai copt, tu deja îți dorești. Da, eu vreau să devin o soție caldă, coptă și așa mai departe, înțeleaptă și... Deci sunt multe lucruri. Noi mereu vrem să luăm din această viață. Da. Dai, везде dai. Da? Надо что-то отдавать. А ты что готов дать? Что ты готов отдать? Да, не пожертвовать, а просто что ты готов дарить этому миру для того, чтобы получить, что ты хочешь? Dacă tot spuneai că tu acum așa într-un fel te-ai refugiat, da? Pentru tine altceva este mai important. Așa e? Atunci cum rămâne cu cariera ta artistică? Deci tu vei continua sau continui mai departe să cânți? Deci, nu știu, deci, bine, hai așa la direct. Deci ce faci tu bani? Aha, am înțeles întrebarea ta. Bani. Nu că bani. Dar deci ce trăiești, da? Eu am început să predau lecțiile de canto. Așa, deci o altă activitate. O altă activitate, dar tot în domeniul este. Deci faci ca profesor. Colega, da? Aproapică, da, numai că eu profesez la liceu, sunt profesoară de educație muzicală. Wow, iacă așa. Fain. Și eu m-am descoperit din altă parte. Eu niciodată n-am crezut că eu am atâta răbdare. Numai am vrut să te întreb. Tu ai răbdare? Fac lucrul ăsta chiar și cu dragoste. Eu chiar m-am emirat atunci când... Știi? Parcă am ieșit din supa aceasta și m-am privit pe mine și pe studenții mei dintr-o parte. Și-ți place, da? Eu chiar nu observ cum trece timpul. Eu înțeleg, știi, că este atunci când faci ceea ce este a tău, nu faci pentru bani și nu te gândești câți bani o să faci. Deci, știu că într-o perioadă s-a tot zvonit că tu ești însărcinat. În realitate, de fapt, tu pregăteai atunci un spectacol. Spune-te, rog, te-a deranjat acest moment? Nu m-a deranjat deloc. Dar de unde până unde? De unde lumea a luat treaba asta? Stai, că ai făcut fotosesiune? Da, noi am avut o filmare unde eu trebuia să fiu gravidă. Deci, sensul acestui filmări sau promo, a fost promo pentru concertul meu. Păi, dar care a fost ideea aceile fotosesiuni? Deci voi special ați făcut treaba asta ca să, într-un fel, să intrigați oamenii, sincer, nu? Dacă sincer, nu. Nu s-a făcut asta intenționat.
Noi așa de mult, noi am fost implicați în procesul. Deci, Natalia Mitireva mi-a făcut poza aceasta. Atât de dulce era și noi am scris coming soon, pentru că proiectul este pentru mine, deci spectacolul Cto ea, cine sunt eu, pentru mine a fost ca un copil. Și deci este o metaforă. O metaforă, nu toți pentru am înțeles, că coming soon. Și acolo este burtă destul de mare. Înseamnă că foarte aproape este momentul. Și dacă sincer, vreo două zile eu n-am intrat în rețele de socializare. Așa. Și cam noi, într-adevăr, am fost cu tot capul implicați în pregătirile, pentru că totul a fost tare intensiv. Și atunci când noi am înțeles, am spus, păi ala, ce se întâmplă? Asta deja nu uitați. Și, într-adevăr, deci, noi am înțeles că nu uitați atunci când cineva este gravid și cineva este amant lui cineva, sunt cele mai importante nu uitați. Absolut. Deci lumea ce vede, aceea crede și nu, nu pune în mișcare creierul. Da, nu pune nici creierul, dar ceva. nici cum zic, fantezie sau cum să mai zic, da? Eu acum vreau să ajung la altceva. Eu vreau că deoarece noi azi am vorbit despre mult, uite, tu singur ai spus despre hype, despre faptul că nu te deranjează, nu te afectează. Dar mie mi se pare că totuși pe tine te-a afectat ultimul eveniment despre care m-a șocat pe mine la culme, dar cred că pe toți a șocat, da? Hai să, pentru cei care nu știu, dar care nu știu, toți știu, da, ultima noutate, ghilimele, da? Despre faptul că tu ai fi fost amanta fostului președinte, da? Chiar am rămas portret când am citit, zic, am bufnit în râs. În casa nu m-am așteptat. Prima mea reacție tot a fost și de genul. Cine? Oalea? Oalea Tira? Cine vrei puteai să numai pe Oalea Tira? Tu trebuie să înțelegi de ce Oalea Tira, știi? Nu, de ce? Iată, apropo, de ce anume el de tine a spus? Pentru că eu am poză la 9 mai cu domnul președintele. Înțelegi? În spatele scenei. Păi, dar de ce n-a scris de mine sau de ceilalți care am fost noi atunci la Doamne, în poză, noi toți am pozat atunci cu președintele, când a fost petrecerea cu Aurel, ții minte, da? Păi, ai văzut ce hype a fost și atunci, da? Erai și tu acolo. Și până la urmă te-a ales pe tine, s-a uitat el că ești mai blondă, tu înțelegi? Că a crezut, cred că ești mai pe gustul președintelui. Și mie îmi pare rău că nu am fost aleasă eu. Știi, într-un moment, deci a fost așa o reacție, deci tot. Am râs, ce? Nu știu ce bred. Da, вот бред. Да. Русы foarte bine sunt бред. Потом второй момент, как бы, окей, я понимаю, что он там задевает другие нюансы. Он говорит о том, что как я получила титул заслуженного артиста. Не луан консидеренция, врю, шаптис презичанин. A evoluției mele și așa mai departe. Eu cred că el habar nu știa de tine generii. Deci cumva... Știut el. Păi a aflat, cred că așa recent, că nu cred că el aici a fost toți anii ăștia primul domn. Da, și așa mai departe. Nu, în общем... Poate a avut ceva, eu știi cum bănuiam, poate a avut ceva el personal vis-a-vis de tine. Tu în genii l-ai cunoscut pe omul ăsta cândva? Da, eu am cunoscut pe domnul. Păi așa și zi. Și cred că ți-a făcut avansuri, da? Hai spune, păi asta cred că el pur și simplu se răzbună, nu, Оля? Ну, вот поэтому говорю, мне жаль таких мужчин, понимаешь? Ага, clar. Păi iată, vezi, atunci totul e clar. Atunci totul e clar. Dar tu să știi că s-a început mare zarvă și cel mai straniu mi s-a părut că știrea asta imediat au început să o trimită colegii. Deci mie mi-au venit la mai mulți colegi. Ai venit și la fiecare care îmi trimitea spuneam prostie, aiureală. Oameni deci normali și oameni... Absolut. Dar am văzut și unele așa... Ei, mai știi, nu mai este fum fără foc sau nu știu care... Eu am crezut că, ok, mă rog, eu sunt persoană publică și tu ești persoană publică. Cineva poate să vorbească все что угодно, да, что ты любовница того, любовница того. Как бы мы публичные личности, и мы должны как бы ну к этому нормально относиться, потому что люди там придумывают и как бы инвентязы, да.
Орче, ну как-то так интереснее жить людям, понимаешь? Mm-hmm. Без этого скучно. Вот, и понятно. Но если бы он как бы это вот просто так сказал, да, ну, я вообще как-то не особо отреагировала. Два дня я вообще, ну, это вот. И потом как-то так поменяла Дон свой ментряба. Оля, щаста, щи! Крюала. Вот я думаю, как поступить. И я наняла адвоката. Я просто созвонилась с адвокатом. Причем все не случайно-случайно получается в твоей жизни, когда я буквально две недели до этого инцидента меня познакомили с адвокатом, и я говорю, ой, как прекрасно, я говорю, я рада знакомству с вами, но говорю, как прекрасно, что в моей жизни нет таких моментов, мне не нужно это, и надеюсь, не понадобится. Вот такая. И я тогда произнесла фразу, говорю, но в моей жизни не бывает ничего просто так. Вот так. И через две недели я ему звоню. Говорю, да, да. И вот так вот. Ту ле дат жудикати? Да, я им дат ле жудикати. Până la sfârșit finalitatea? Пока непонятно. Вот мы сейчас подали. Мы все, я с адвокатом говорила, я очень спокойно к этому отношусь. Как бы, ну, меня тоже это, ну, моя фиктиаза. Да. Только, ну, я знаю про себя правду. Вот, ну, реально, ну, как-то, знаешь, вот я научилась... И что я депишет кестя аста? Да, я научилась себя вот... вытаскивать с этого борща и не говорит, боже, какая бедная и несчастная, и все там про меня говорят что-то. Ну, люди говорили, говорят. Dar ți-au fost, eu am văzut, chiar mai там și în комментарии, ți-au fost oameni mulți alături care... Да, ну, потому что люди понимают. Te-au susținut, absolut, te-au susținut. Măcar că foarte multă lume ai văzut. În două taberi, ca de obicei. Да, câte фейкuri în taberele este. Ну, такие формальности даже про то, что вот, а что ты там, будешь подавать в суд с Германии или откуда-то, да, ну, да. Люди, которые, откуда знают люди, домичилиуму или там или еще что-то, да, или да. Где у меня есть прописка, нет прописки, ну, как-то это очень-очень наглядно странно было, да, вот, да. Так что am такие моменты. Ultima întrebare, a fost o careva reacție din partea fostului președinte, el cumva a reacționat la ceea ce a auzit sau el nici nu a tras atenție? Оля, pentru tine acum avem o altă provocare, un blitz de 10, uh-huh. cu 10 întrebări. Bine. Da. Deci, ești gata? Hai! Da. Mereu sunt gata. Ești curajoasă sau fricoasă? Curajoasă. Da? Câteodată fricoasă. Scufundări sau alergat? Alergat. Alergat. Eu tot așa am crezut alergat. Dar eu mai degrabă mă scufund decât să alerg. Așa. Da, apropo, mi-mi place și scufundări. Și scufundările faci, da? Bravo! Așa, pasionații de muzică, ce ar trebui să învețe întâi de toate? Ce? Să simte muzica. Să simte muzica. Numerele de telefon a căror persoane le ții minte pe de rost? Au meu. Eu așa mă bucur că este unul mai, cu o memorie mai scurt ca a mea, maladeț. Eu știu trimă, dar tu unul, da? Tot da. E bun. Așa. Câți prieteni buni ai? Foarte puțini, dar le apreciez. Ajung? Degete? Pe o mână? Da. Ajung. Notele muzicale la o piesă, pe foaie, tabletă sau laptop? Pe ce mai bine? Foaie, îmi place. Pe foaie, da. Da. Asta despre a simți tot. Despre a simți, da. Hai. Așa. Dacă ai întâlnit Peșteșorul de Aur și ar putea să-ți îndeplinească o singură dorință, care ar fi aceasta? Să-mi împlinească toate dorințele. Ce șmecheră ești! Dacă ai afla că prieteni... Dar dorințele de care am nevoie. Am înțeles. Da. Dacă ai afla că prietena sau prietenul tău este înșelat, ai povesti sau ai păstrat secretul? Depinde. Dar tu, în general, cum crezi în situația asta? E bine să spui
unui om apropiat, tu știi? Dar tu trebuie să soțul te înșală, tu trebuie să simți de ce are nevoie persoana care este într-o altă parte. Apropo, este momentul a persoanelor, deci a lor, momentul lor. Есть такие моменты, знаешь, когда ты лезешь и говоришь, и потом ты остаешься виноватым. Они помирятся, а ты будешь плохим. То есть поэтому надо чувствовать. Тут опять тоже про чувства. Чи партия вице тебе плача сори троешь годат? Мне плача стресс к моменту. Deci n-ai mai vrea să repezi ceva ce, ce deja ai trăit, da? Nu, pentru că vrei ceva și chiar, nu. Chiar, nu. Chiar și momentul ăsta este foarte fain. De unic. Ce? Da, unic. De acord. Da. Și nu eram aici dacă ce? Nu mi-ai invitat, tu. Da! Și dacă nu am... Если... Так, не захотела вселенная. Потому что все случается, как должно случиться. Как должно случиться. Да. Оля, eu cred că noi azi am vorbit așa de mult, măcar că eu aș sta și aș hai vorbi și mai mult. Da, eu știu unde tu te grăbești, dar eu tot mă grăbesc. Numai că la tine e mai... La tine tu te grăbești. Da, el se grăbește. Da. La tine e mai fiziologic, da, știu, se duc și mai da, decât, da. Știu. Hai. Știu. Deci, la noi oaspeții, la sfârșit, primesc cadou. Dar, ce frumos! Da, e frumos, sigur că. Mai ales că acest cadou... O ușă? Eu cred că asta va fi premiul mare și poate vom face acest cadou la sărbătoarea de Crăciun care vine. Ce spun producătorul? S-ar putea așa de vorbit. Apropo, e o idee bună pentru partenerii noștri. Știi cine sunt partenerii noștri? Nani, producător de uși și parchet din lemn natural. Deci noi ne aflăm chiar super. În showroom-ul lor. Și aceste uși despre care tu spuneai sunt produse de ei, dar astăzi nu vei pleca cu o ușă. Poate păcat, da? Ai nevoie de o singură ușă. Umesc eu. Apropo. Da. Stai, nu deschide! A, nu se poate. Nu se poate și îți spun de ce. Dar mi-mi place să deschid toate ușele. Stai, că noi avem... Ia ascultă, apropo, în viață, mie îmi place să deschid ușile. Și viața noastră este ca o grămadă de uși. Uite, exact cum e denumirea emisiunii noastre, uși deschise. Da. Acum o să ai posibilitatea să le deschizi, iată acestea, una, două, trei, patru, cinci ușe. Da, la ușă. Exact. Și după o ușă este cadou. Tu înțelegi care-i faza? Și mai este și provocare? Aha, dar poate fi provocare. Tu cum stai cu norocul? Ești... Că eu sunt doar acasă, ia ca... Nu, eu am vedere că îți merge. Parcare am găsit astăzi. A, înseamnă că și cadoul vei găsi cu siguranță. Hai să văd. Alegi? A, orice ușă. Orice ușă. Iată acum îți dau voie să deschizi care ușă vrei tu. Hai, poftim. Dacă stai, bitva extrasensă. Da. Bitva extrasensă. Cum zic? Palță în nebă, băde. Da, să mă invitez și eu ceva. Hai, Оля. А подсказки будут? Нет. Думаешь, я знаю? Я сама не знаю. Мне никогда не говорят. Так, folosim vopsele și... Nu, da, corect acolo, dar... Так, provocarea 2. E numărul 3 calități care nu îți plac deloc la tine. Stai, lasă-l să-l numeri, așa. Hai, spune. Trei calități care nu-mi plac în mine, da? Da. Ție în genere îți place de tine? Eu mă iubesc. Bravo. Dar, păi, și cu provocarea asta, trei care nu-ți plac, înseamnă că nu există. Nu, există. Dacă... Eu primesc și partea mea întunerică, știi? Da. Nu, și ce nu-ți place, ia zi. Dar îmi place tot. Deci trei calități. Chiar și cele care să nu sunt deloc plăcute, mi-mi plac. Îți plac. Da. Tu ești liuaică, îmi pare. Da. Cum leu, păi zic și ne-i place. Adna, bine. Uite, tu-i place. Hai. Я пошла, тут есть еще номер два. Да. Да, Жули, провокария. Надо закрыть, да? Уж дискуссия слава. Да, кашин вяцем. Deci, provocarea întâi. Povestește o situație penibilă prin care ai trecut la un concert. Da, mi-a surupt... Tocul.
Da. Și asta a fost o situație. Da, și a fost încă o situație atunci când am avut o rochie tare, știi? Decoltată? Dar nu decoltată, dar așa pe o parte, știi? Aha. Și toată lumea a așteptat când oare să duc rochia asta într-o scadă parte. Scadă de pe tine, da? Am da. Și n-au da. Avut nicio șansă. Nu. Dar cu ce ai prins-o tu acolo? Cu ce ai făcut? Nu, eu stat. Cu scoci? Cu scoci. Clar, bine, bun, hai. Ți-au rămas trei uși. Eh, iaca, wow. Am găsit. Slavă Domnului. Bog iubi troițul. Da, pravda. Pentru a obține ceva în viață, trebuie să treci prin provocări. Corect, și tu le-ai trecut. Da, bravo. Am trecut. Bravo. Îmi place gândirea ta. Îmi place gândirea ta. Cașolcul. Pozitivă. Da, idiot. Deci, Olicica. Ne idiot, și noi idiom. Olicica. Da. Eu îți mulțumesc pentru că ai fost invitată. Da, de încoace. Snigurăcica, știi, parcă ăștia s-a cu fița roșie. Da. Da, cu cadou. Îți place, apropo, gentuță, așa e? Super fain. Așa e făinuță. Tu, eu știu că tu apreciezi lucruri de astea, da, așa. Da, eu cu gentuță sau nu mă? Da, da. Ah, super tare. Și gentuță, știi, ce e gentuță? Na передачах. Ну, возьмите, чтобы внутри. Сумка оставьте. Ну, foarte drăguță, foarte drăguță. E de la partenerul nostru, Nane, da? Deci ai înțeles, cadou e de la ei. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Eu mă bucur să te revăd, de mult nu ne-am văzut. Eu, și emisiunea asta pentru mine așa e o posibilitate de a-mi revedea colegii cu super pandemia fain. Asta. Noi, într-adevăr, nu avem ocazie să ne vedem în scenă sau undeva. Mă bucur și că tu te-ai reprofilat, așa, ai găsit o altă activitate care îți place. Mă bucur că îți place și nu o faci de nevoie. Și totuși îmi doresc ca noi să ne vedem în scenă. Mai des. Mai des. Și cu plăcere. Și cu plăcere. Da, vă mulțumesc. Iar noi ne vedem cu voi săptămâna viitoare cu un alt invitat deosebit, așa sper eu, frumos, nu tot atât decât de frumos la suflet și la înfățișare, așa cum e invitata mea de astăzi. Mulțumesc. Plecăm? Plecăm. Da, mersi.